După ani de așteptare, Parcul Botanic din centrul Timișoarei a fost în sfârșit vizitat de muncitori. Se lucrează de la refacerea aleilor și, potrivit edilului Nicolae Robu, va fi introdus și iluminatul public. Lucrările au început încă din 2 martie și nu au avansat foarte mult, dar odată ce aleile vor fi refăcute, va fi rezolvată și problema iluminatului public, despre care se discută deja de ani buni. Viceprimarul Dan Diaconu spunea în 2012 că este inadmisibil ca un parc situat în centrul Timișoarei să nu aibă iluminat public. Parcul Botanic nu mai putea rămâne în starea în care era. S-a tot așteptat să vină fonduri pentru a fi reabilitat, pentru a fi supus unor lucrări complexe. Eu am dat dispoziții să se facă reabilitarea aleilor pe venituri proprii și trebuie rezolvată și problema iluminatului, de asemenea, pe venituri proprii, a declarat primarul Nicolae Robu pentru portalul Tion.ro. În 2006 a fost întocmit un studiu de fezabilitate, care mai apoi a fost actualizat în 2010, când a fost pregătit și un proiect tehnic. Însă, din lipsă de fonduri, documentația a rămas prin birourile primăriei. Bugetul estimat pentru reabilitarea întregului parc este de 12 milioane de lei, bani de la bugetul local. Conducerea primăriei speră să obțină fonduri europene, dar UE nu finanțează lucrări de reamenajare. Parcul Botanic, unul dintre parcurile emblematice ale Timișoarei, a ajuns într-o stare jalnică. Din cele peste 1000 de specii de copaci și plante ce se găseau odată acolo, acum abia mai există puțin peste 200.